Bună seara, România! Este ora 18, iată cele mai importante evenimente. Românii s-au grăbit spre destinațiile de vacanță, iar acum se înarmează cu răbdare în traficul de întoarcere. Pentru unii, mini-vacanța s-a încheiat brusc la întâlnirea cu polițiștii rutieri. Mai multe mașini au fost luate de viitură azi noapte în județul Prahova, iar meteorologii nu vin cu vești bune. De miercuri se face frig, cu ploi abundente și lapoviță. Vladimir Putin a ordonat testarea armelor nucleare tactice. Autoritățile de la Moscova susțin că exercițiile sunt un răspuns la amenințările provocatoare ale Occidentului. Președintele Klaus Iohannis ar urma să primească un premiu prestigios în Statele Unite ale Americii pentru, citez, conducere internațională remarcabilă. Vizita președintelui în SUA are loc în contextul în care se poartă negocieri pentru funcția de secretar general NATO. Ultima zi a vacanței de 1 mai și de Paște, cei care au petrecut sărbătorilor pascale pe litoral sau la munte se întorc inevitabil acasă. Pe unele drumuri deja s-au format tradiționalele cozi, iar autoritățile se așteaptă ca traficul să fie aglomerat și în orele următoare. Mihaela Barbu are detalii în direct cum se circulă acum. Bine v-am găsit, noi suntem pe autostrada Soarelui la kilometrul 20 pe sens de mers către capitală și în această zonă se circulă cu dificultate. De altfel, potrivit centrului Infotrafic, încă din zona Fundulea până la intrarea în capitală se circulă îngreunat cu aproximativ 40-50 de kilometri la oră cu viteză redusă așadar, iar în anumite zone se stă bară la bară și, așa cum spuneam, se circulă cu dificultate. Vorbim de o porțiune de aproximativ 30 de kilometri. De asemenea, trafic îngreunat este și pe autostrada A1 din zona Corbii Mari până la intrarea în București, unde vorbim de o coloană de aproximativ 10 kilometri, o coloană de mașini. Totodată și cei care se întorc de la munte, nu doar din aceste zone, trebuie să stea în trafic, pentru că și pe DN1, spre exemplu, între Predeal și Comarnic, pe o porțiune de peste 10 kilometri, se circulă îngreunat, bară la bară, spun inspectorii de la centrul Infotrafic. Și totodată și pe Valea Oltului vorbim de un astfel de trafic care se desfășoară cu dificultate între Tuciulești și Călimănești, de asemenea pe o distanță de câțiva kilometri. Se așteptau autoritățile ca astăzi, când este ultima zi de vacanță, să fie trafic intens pe principalele artere care converg către marile orașe. Tocmai de aceea au și luat anumite măsuri, spre exemplu, acolo unde este cazul, sunt polițiști care dirigează circulația și totodată se fac și controle în trafic, au loc razii și au descoperit și nereguli polițiști, spre exemplu, pe autostrada Soarelui au fost descoperiți mai mulți șoferi care consumaseră alcool sau substanțe interzise și s-au urcat la volan și aceștia s-au ales cu dosare penale. Foarte important de menționat, le recomandă polițiștii celor care se întorc în acest moment de la mare sau de la munte sau din alte zone să folosească și rutele alternative pe care le au la dispoziție. Pe lângă substanțele ilegale indicate de aparatul drug test, polițiștii au constatat că tânărul consumase și alcool. Avea 0,31 de miligrame alcool pur în aerul expirat. Ce-ai băut? Se vor recolta probe de sânge, după care îl vor prelua colegii de la cercetare penală. Puțin mai târziu, polițiștii au oprit în trafic un cetățean arab care conducea un autoturism cu mulți cai putere. Tânărul a ieșit pozitiv la consumul de cocaină. Pozitiv pentru consumul de cocaină. Până acum? Da, momentan încă testul este în curs. Vom merge la spital să recoltăm probe și mostre biologice. Se va întocmi dosar penal pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive. Mulți alți șoferi au fost sancționați pentru că s-au grăbit să ajungă acasă și au depășit viteza legală. Au fost și porțiuni foarte aglomerate, pe DN1 între localități, DN7, dar și autostrada A2 la intrarea în București. Ce s-a întâmplat? V-a prins cu viteza? A mers cu viteza, da. Nu știu că se grăbea. Mare lucru n-ați comis, dar asta e, ți-a avut ghinion. Asta este, mai trebuie să fii și ghinionist câteodată. Suficient? Scoateți, vă rog, muștucul? Dar la nu și la asta nu este, nu? Nu este dacă ne-ați scos să vadă alcool.
m-am oprit pentru că a fost înregistrat de aparatul radar cu 143 de km la oră. Sancțiunea este de 2 puncte amendă, da? 330 de lei și 2 puncte de penalizare la permis. M-am oprit pentru că a fost înregistrată de aparatul radar cu 153 de km la oră. O să primiți o sancțiune contravențională și 3 puncte de penalizare la permis. Prezența permanentă în această mini-vacanță de 1 mai și sărbători pascale a dus la reducerea semnificativă a accidentelor rutiere cu aproape jumătate. Am avut o medie zilnică de 1400 de polițiști rutieri care au acționat cu 400 de aparate radar. Ieri, un alt tânăr a condus pe autostrada A2 fără permis de conducere și a încercat să scape de poliție pe o distanță de 8 km. După ce a fost oprit, a ieșit pozitiv la droguri, iar mașina pe care o conducea nu avea inspecția tehnică în termen și nici asigurare obligatorie. Drumul de întoarcere din vacanță s-a încheiat, după cum am văzut, la poliție pentru unii dintre turiști. Un tânăr a fost depistat pozitiv cu drug testul la 4 substanțe interzise după ce a fost prins cu alcoolemia peste limita legală. Un altul a recunoscut că a consumat cocaină, însă nu recent. Detalii și pe euronews.ro ca să înțelegeți întreg peisajul din ultimele zile din mini-vacanță. Pe de altă parte, aglomerația din stațiunile de pe Valea Prahovei și de pe litoral s-a mutat cel puțin parțial în vagoane. Biletele pentru trenurile dinspre mare sau munte s-au vândut rapid, iar cei care s-au gândit abia dimineața să cumpere bilet au mai găsit locuri libere doar pentru cursele de după amiază. În unele trenuri, călătorii spun că s-a circulat și în picioare. Întârzierile au fost tradiționale. Călătorii au ajuns în capitală chiar și cu o oră și 10 minute mai târziu. Eu am avut noroc și am stat jos, că am prins loc liber, dar... Te-ai sacrificat, înțeleg. Da, pentru ea, of course. Pentru unii, aglomerația din vagoane a fost ocazia perfectă să dea dovadă de cavalerism. Vlad și Andrada s-au întors cu trenul din mini-vacanța petrecută la Sibiu. Fix 6 ore, adică n-am avut niciun pic de întârziere, nimica. A fost super ok. Ne-am mirat, sincer să fim. Se stă în picioare, adică vrei să cumperi bilet și stai în picioare. Mai prevăzători au fost cei care au vrut să fie siguri că prind un loc pe scaun. Aglomerație, da. V-ați luat bilet din timp, presupun? Da, online. Cu cât timp înainte v-ați asigurat biletul? 24 de ore. S-a predeal, n-a plouat, ne-am distrat. Aici avem niște sălățică și niște ciorbă de cartofi, că e favorita mea. Aici nu știu ce mai a pus pentru mama. Alex este elev în clasa a 12-a și s-a întors cu trenul de la casa bunicilor. Am venit cu pachetelul. Ați bai și niște ouă. A fost destul de revigorantă, să zic așa. Chiar o necesară pentru BAC, pentru a face o atmosferă mai plăcută, pentru ca să nu am emoții. Cu sau fără rezervare, mulți călători au ajuns mai târziu la destinație din cauza întârzierii trenurilor. În prima parte a zilei, cea mai mare întârziere a avut-o un tren sosit din Pitești. Călătorii au ajuns aici, în Gara de Nord, cu 50 de minute mai târziu decât ar fi trebuit. Acum este puțin trecut de ora 11, iar din cele 12 trenuri de pe tabelă, 5 au întârziere. Alexandru și-a început călătoria în Curtea de Argeș. Trebuia să schimbe trenul în București ca să ajungă la Constanța. Pentru că primul tren a avut întârziere de aproape o oră, a pierdut legătura spre litoral. Din cauza întârzierii, sunt nevoit să le iau pe cel de la 11:30. În Constanța vreau să mă duc la fratele meu. Conform site-ului CFR, la 10 dimineața erau deja epuizate toate biletele pentru 6 trenuri. La aceeași oră, pe sensul dinspre mare, se mai găseau locuri doar pentru trenurile programate să plece după ora 14. Ciocnitul ouălor a fost motiv de competiție într-o comună din județul Suceava. Vizităm imediat. Încă e cald în cea mai mare parte a țării, va ploua, dar doar în anumite zone. Numai că de miercuri, spun meteorologii, temperaturile scad semnificativ, în Moldova chiar și cu 10 grade Celsius, iar ploile se extind treptat în toată țara.
Mâine ne așteptăm ca instabilitatea aceasta să fie mai accentuată, să se generalizeze așa în jumătatea de nord a țării. Se apropie de țara noastră un front atmosferic rece și această schimbare de natură termică va determina și accentuarea instabilității. Totuși, marți vremea rămâne caldă, temperaturile chiar mai ridicate. Putem să atingem 29 de grade prin partea de sud-sud-est a țării cu 28 de grade și în capitală. În partea de nord scad ușor temperaturile pe fondul accentuării instabilității, însă schimbarea importantă o așteptăm miercuri, când vremea se răcește accentuat, temperaturile scad și cu mai mult de 10 grade pe zona Moldovei, unde miercuri estimăm temperaturi de numai 14-16 grade, în vreme ce în partea de sud-vest cel mult 24 de grade, iar ploile aproape că se extind în mai toată țara. O vreme așadar instabilă și înrăcire accentuată miercuri, ori o vreme răcuroasă și joi, când ploile vor mai insista, mai ales pe partea de vest, sud-vest a țării. Așadar, vremea se schimbă radical de la mijlocul săptămânii. Despre scăderea mercurului din termometre ne vorbește și colegul meu, Andrei Norescu. În direct, te urmărim. Bun găsit! Dacă în București încă ne mai bucurăm de vreme frumoasă și la această oră sunt 25-26 de grade, ei bine, deja în partea de nord și centrală a țării vremea s-a înrăutățit în ultima perioadă și aceasta se va îndrepta încet, încet chiar și spre sud. Avertizarea meteo cea mai gravă începe de miercuri, pentru că atunci țara va fi cuprinsă de ploi puternice, dar și de tunete, fulgere, fenomene electrice, iar temperaturile vor scădea foarte brusc. Față de 26-28 de grade cât avem acum, va fi un ecart care poate să depășească 10 grade, mergând spre 14, deci vor coborâ temperaturile pe undeva pe la 15-17 grade. Noaptea în București, de exemplu, joi noaptea, temperatura va coborâ pe undeva pe la 7 grade, iar în depresiunile din centrul țării se va ajunge chiar și la 4 grade, doar o temperatură deloc obișnuită pentru această perioadă a anului. De asemenea, sunt avertizări în zonele montane și pentru Grindină, dar și pentru Lapoviță, deci cei care se duc în acele zone trebuie să fie foarte atenți la aceste fenomene relativ periculoase. Și de foarte puțin timp a mai apărut încă o avertizare hidrologică și o să vedem imediat și grafic. Practic, toată partea de nord a Moldovei, dar și zone din județele Covasna sau Vrancea au primit această avertizare hidrologică de inundații locale în bazinele unde sunt râuri care sunt alimentate dinspre zonele montane și de asemenea viituri și torenție puternici. Tot începând de mâine este această avertizare hidrologică pentru zonele pe care le-am amintit mai devreme, nordul Moldovei, Vrancea și Covasna. Așadar, cam întreaga țară va fi afectată de toate aceste fenomene neobișnuite, care nu vor dura însă decât doar 2-3 zile, după care vremea va reveni la normalul acestei perioade. Andrei, mulțumesc! O viitură a luat 3 mașini în comuna Vâlcănești din județul Prahova. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. 2 dintre vehicule erau abandonate, iar un al treilea parcat. Autoturismele au fost purtate de apele pârâului Sărata pe o distanță de aproximativ 1 km. Mai mult, beciul unei case a fost inundat. Acum, situația e monitorizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru că debitul pârâului care traversează comuna e încă la cote ridicate. Cod galben de vreme rea a fost și în județele din vestul și sud-vestul țării. Vorbim despre Arad, Caraș-Severin, Bihor, Timiș și Hunedoara. Ciocnitul ouălor a fost motiv de mare competiție în comuna Mănăstirea Humorului din județul Suceava. De 14 ani de Paște, curtea bisericii se umple de localnici și turiști, nerăbdători să vadă dacă oul ales e cel mai tare. Câștigătorul primește un miel. Curtea bisericii din comuna Mănăstirea Humorului din județul Suceava a fost plină de localnici și turiști veniți din țară și din străinătate la cel mai mare concurs de ciocnit ouă. Îmbrăcați în haine populare, localnicii se întrec în tehnică și pricepere. Atrași de competiție și de tradiție, turiștii s-au înscris și ei. Deci numărul 2 merge mai departe. Chitare. O, ați stricat încercând să găsiți cel mai bun.
Eu vreo 5. Foarte frumos. N-am participat niciodată și n-am văzut în direct niciodată. A fost foarte interesant și foarte emoționant pentru copiii în special. Peste 60 de persoane s-au înscris în competiție, nu înainte ca juriul să verifice fiecare ou în parte. De la vârsta de 10 ani, învățat de la tata meu, cat două ouă, care le cauți în dinți. Trebuie să sune în doagă, să sune mai subțire. Care sună mai gros, mai slabe. Asta e o pasiune care știe să caute ouă. Competiția a fost strânsă, iar emoțiile au fost mari pentru concurenți. Un domn din Elveția cu o româncuță frumoasă. Cine merge? First time for me and I very, very bad. My eye is tuck. It's a very nice tradition. I have visited Romania for 12 years and I see a very great difference. Hans este din Elveția. Din 1990 a descoperit România, unde se întoarce an de an împreună cu alți turiști din țara sa. E ceva special. E o plăcere mare și onoare mare pentru mine. Eu pentru prima dată sunt aici pentru Paști. Câștigătorul concursului de ciocnit ouă din acest an a fost Gheorghe Boca. Premiul cel mare a fost un miel. Ocupantul locului 2 a plecat acasă cu un iepure, iar recompensa pentru locul 3 a fost o găină. 21 cu 19. Hai să vedem. Locul 1 și locul 2. Dă-i tare odată în calce, așa. 19, locul 1. 21, iepurele e al tău. Doamne ajută. Așa, să avem și o găină. A fost foarte frumos. Găinile fac niște ouă, dacă știți ce trebuie să dai de mâncare. Trebuie căutate. Nu toate ouăle sunt tare. Cât ați căutat ouăle astea? 2 zile. După anunțarea câștigătorilor, oamenii au încins o horă. A doua zi de Paște a adus un număr record de turiști în zonele de agrement din județul Suceava. S-a stat la rând la telescaun, la o cursă cu tiroliana și la alte activități sportive. Gura humorului rămâne locul, relere pe toate, spun turiștii, de la liniște, peisaje până la sporturi extreme, care sunt pe placul celor iubitori de adrenalină. Zona de agrement din Gura Humorului a fost ca un mușuroi în a doua zi de Paște. Turiștii au vrut să se plimbe, să se bucure de liniște, să facă poze, multe poze, dar și să facă mișcare. La telescaun, de exemplu, rândul s-a format cu 30 de minute înainte de începerea programului. Pentru cei care nu au rău de înălțime, o plimbare cu telescaunul este una dintre cele mai bune activități de petrecere a timpului liber. Se aud păsările, este liniște. Este frumos. Plimbarea ține 9 minute și 32 de secunde. Instalația se întinde pe mai bine de 1300 de metri și se ajunge la o altitudine de 762 de metri. Mi se pare un peisaj foarte frumos. Adică e un lucru care atunci când îl simți pe pielea ta se pare mai frumos decât atunci când îl vezi la televizor. Se fac cele mai frumoase poze, da, este excepțional și chiar urmează să mai fac un tur așa mic al pozelor. Nu prea sunt fotogenică, dar îmi place foarte mult peisajul și special pentru asta, sincer, eu am venit, pentru poze. E adrenalina pe care o simți doar dacă ești aici, mai ales când ești la înălțimi mai mari. Oamenii au stat la rând și pentru tiroliană. Cei mai curajoși în căutare de senzații tari nu aveau cum să rateze cel mai lung traseu cu tiroliană din Europa, de unde se pot admira munții Bucovinei. 2 minute de adrenalină pură. Ok, stai bine? Opa! Te faci și ești mâine în lateral, da? La traseu. La nivel profesional n-am încercat, am un pic de frică, dar știu că azi mă mai întorc. Hristos a înviat România! M-am dat și la Palma ieri, deci aia a fost de antrenament. Mă bucur că avem în România asemenea distracții. Sunt mândră că sunt româncă. Încercăm senzații tare. Frumos! Ce vrei să faci? Să mă urc pe traseul 2. Nu m-am așteptat să fie de multă lume. Chiar nici nu mă gândeam că e deschis și am sunat întâi să văd dacă e deschis. Și foarte, foarte aglomerat. Am stat, cred că vreun sfert de oră până am ajuns. Ne așteptam la multă lume pentru că e a doua zi de Paște. E normal să vină toată lumea. Mai ales familiile cu copii. Da. Mai am cu tate. Încă
dată, da? Hai să mergem. Gura Humorului este în topul destinațiilor preferate din Bucovina tot timpul anului. România are a treia cea mai mică speranță de viață la nivelul Uniunii Europene. Vă spun imediat în jurnal cine sunt cei mai longevivi europeni. Președintele Klaus Iohannis a plecat în vizită în Statele Unite ale Americii, potrivit unor surse politice. Site-ul Boarding Pass susține că șeful statului călătorește cu o aeronavă privată de lux, pe care a mai folosit-o anul trecut în turneul din Africa, dar și în vizita efectuată anul acesta în Coreea de Sud. Vizita președintelui nu apare pe agenda publică. Detaliile vin de la Monica Mihai. Bun găsit, oficial nu este trecut nimic într-adevăr pe agenda președintelui, deci nu știm în mod oficial ce face, știm însă, putem să deducem de pe site-ul oficial al Atlantic Council, care este un think tank extrem de important din Statele Unite, care și-a anunțat în aceste zile pe cei pe care îi va premia în cadrul unei festivități care va avea loc pe data de 8 mai în Washington DC. Printre cele 4 personalități care vor fi premiate se numără și președintele Klaus Iohannis, care va primi premiul pentru leadership din partea Atlantic Council pentru felul în care a guvernat țara, pentru felul în care s-a raportat în plan extern, atât el ca și lider, cât și felul în care a raportat România la statele membre ale Alianței Nord-Atlantice. Este important acest premiu pentru că dacă este să ne uităm persoanele care au mai primit distinția, printre ele se numără Barack Obama sau Joe Biden pe vremea când era vicepreședinte, George W. Bush, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Este interesant, potrivit Boarding Pass, președintele Klaus Iohannis va călători cu Gulfstream G550, o aeronavă privată care are o capacitate de 14 persoane. Este aceeași aeronavă de lux cu care președintele Klaus Iohannis a mai călătorit și din cauza căreia a stârnit numeroase controverse în spațiul public din România. Această vizită, care, repet, nu este oficială, nu este trecută pe agenda președintelui, este una extrem de importantă din punct de vedere al jocului politic pentru Klaus Iohannis, pentru că este o perioadă în care președintele Klaus Iohannis poartă negocieri pentru a reuși să obțină funcția de secretar general al NATO, pentru că Jens Stoltenberg își va încheia mandatul în acest an și știm că în luna iulie, mai exact între 9 și 11 iulie, în Washington DC va avea loc un summit NATO extrem de important, acolo unde practic ar trebui să se decidă care va fi înlocuitorul lui Jens Stoltenberg. În momentul de față vorbim despre doi candidați pentru această funcție, vorbim de Mark Rutte, premierul Olandei, și președintele Klaus Iohannis, care și-a anunțat în mod oficial intenția de a candida pentru funcția de secretar general undeva acum o lună și jumătate, însă nu știm până acum ce a reușit să securizeze din punct de vedere al sprijinului internațional, pentru că știm Mark Rutte beneficiază în prezent de sprijinul președintelui american Joe Biden, Emmanuel Macron și nu numai, lideri importanți din Europa îl sprijină pe premierul olandez. Așadar, această vizită a președintelui Klaus Iohannis este una extrem de importantă pentru el, pentru că bineînțeles va folosi cel mai probabil acest prilej pentru a duce negocieri și pentru a securiza sprijinul Statelor Unite în vederea ocupării funcției de secretar general NATO. Vladimir Putin a ordonat testarea armelor nucleare tactice în cadrul unor exerciții militare care urmează să se desfășoare curând. Vor participa în special trupe situate în apropierea graniței cu Ucraina. Kievul spune că manevra Palatului Kremlin face parte din strategia de șantajare practicată frecvent de Federația Rusă. Ministerul rus al apărării a informat că liderul de la Kremlin a dispus organizarea unor exerciții militare care să includă testarea capacității de reacție a forțelor nucleare în misiuni de luptă. Autoritățile de la Moscova spun că exercițiile nu sunt decât un răspuns la amenințările provocatoare ale Occidentului și vizează, citez, păstrarea integrității teritoriale a Federației Ruse. Manevrele vor include pregătire și desfășurare de arme nucleare tactice și unități de lansare rachetelor. Decizia a fost anunțată în condițiile în care mâine are loc ceremonia de inaugurare a celui de-al cincilea mandat prezidențial al lui Putin. Între timp, se pregătește tradiționala paradă militară de ziua Victoriei, 9 mai, care marchează sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Federația Rusă rămâne țara cu cel mai mare arsenal nuclear de pe glob. Cele mai recente teste au avut loc în octombrie anul trecut. Lumea de astăzi a intrat într-o perioadă de turbulențe și schimbări, sunt cuvintele președintelui chinez către omologul său francez, Emmanuel Macron. Xi Jinping e la Paris, parte din turneul european de 5 zile, în care încearcă să crească influența țării sale pe plan mondial. Președintele Macron a pledat, la rândul său, pentru un dialog deschis între Europa și China.
Cu ocazia reuniunii trilaterale care a avut loc la Palatul Élysée, liderii Uniunii Europene și ai Franței l-au îndemnat pe Xi Jinping să-și folosească toată influența asupra Rusiei pentru a opri războiul din Ucraina. La situation internationale très clairement nécessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois et je l'ai encore exprimé récemment en parlant de notre Europe. Nous sommes à un tournant de notre histoire qui impose de faire face et de surmonter les difficultés structurelles. Președinta Comisiei Europene s-a declarat încrezătoare că Beijingul va ajuta la detensionarea amenințărilor nucleare ale Moscovei. The European Union and China want good relations. And given the global weight of China, our engagement is key to ensure mutual respect, to avoid misunderstanding and to find solutions to global challenges. Liderul chinez și-a exprimat speranța că relațiile țării sale cu Europa se vor dezvolta. Vizita președintelui chinez la Paris a fost întâmpinată cu un protest de membrii organizației Reporteri Fără Frontiere. He's a press freedom predator and he's currently responsible for the jailing of 119 journalists either in the Republic of China or in Hong Kong. Dincolo de declarațiile de intenție, analiștii spun că Xi Jinping caută să impună un rol mai mare al Chinei în războiul declanșat de Rusia în Ucraina, cu ocazia turneului său european de 5 zile. El a sosit duminică în Franța și va continua vizitele în Serbia și Ungaria. Pe plan economic, relațiile sunt tensionate. Uniunea Europeană a lansat o investigație în toamna anului trecut privind subvențiile chineze și ar putea taxa vehiculele electrice care vin din China. Iar Beijingul a impus taxe vamale coniacului european provenit mai ales din Franța. Cancelarul austriac Karl Nehammer vrea efectuarea de teste ADN în cazul rudelor persoanelor care beneficiază de statut de refugiat în Austria. După foarte scurtă pauză, în platoul Euronews România discutăm subiectul cu Silvia Tăbușcă, expert în prevenirea traficului de persoane. Ne întoarcem! Bună seara, România! Iată titlurile orei. Românii s-au grăbit spre destinațiile de vacanță, iar acum se înarbează cu răbdare în traficul de întoarcere. Pentru unii, minivacanța s-a încheiat brusc la întâlnirea cu polițiștii rutieri. Mai multe mașini au fost luate de viitură azi noapte în județul Prahova, iar meteorologii nu vin cu vești bune. De la mijlocul săptămânii se face frig, cu ploi abundente și lapovițe. Vladimir Putin a ordonat testarea armelor nucleare tactice. Autoritățile de la Moscova spun că exercițiile nu sunt decât un răspuns la amenințările provocatoare ale Occidentului. Iar președintele Iohannis ar urma să primească un premiu prestigios peste ocean pentru, citez, conducere internațională remarcabilă. Vizita președintelui are loc în contextul în care se poartă negocieri pentru funcția de secretar general NATO. Cancelarul austriac Karl Nehammer vine cu o nouă idee pentru a stopa fluxul de imigranți. Nehammer vrea ca rudele refugiaților din țara sa să facă teste ADN, potrivit agenției germane de presă citată de Agerpres. Mai precis, cancelarul vrea ca în procesul de reîntregire a familiei să fie folosite acest tip de analize genetice. Nehammer precizează că vor fi năsprite verificările efectuate de experți în documente și de cei din domeniul securității. În primele 3 luni din an, Ministerul de Interne de la Viena a înregistrat 6.900 de cereri de azil. 45% dintre acestea vin din partea unor persoane care au primit un permis de intrare în țară printr-un program de reîntregire a familiei. Austria s-a opus constant intrării totale a țării noastre în Schengen, tocmai pe tema migrației ilegale. Discutăm pe marginea subiectului cu doamna Silvia Tăbușcă, este expert în prevenirea traficului de persoane. Alături de noi în platou. Mulțumesc pentru asta. Bine ați venit. Sărut mâinile. Bună ziua. Mulțumesc mult pentru invitație. Cât de legală măsura și la pachet cât de morală?
Legalitatea măsurii este validată de existența ei în mai multe țări europene și chiar în țările atlantice, Atlanticului de Nord, SUA și Canada, dar și în Norvegia și țările nordice din Europa de o perioadă destul de lungă de timp. Atunci când vorbim... care au pornit, iertați-mă, tot de la aceleași realități? Exact. Practic, în plan internațional, prima țară care a aplicat această măsură larg a fost Statele Unite ale Americii, care se confrunta cu un flux destul de mare de persoane din Africa care cereau reunificarea familială. În 2008, Statele Unite ale Americii am făcut un studiu înainte de introducerea acestor teste ADN și a constatat că peste 80% din persoanele care solicitau practic reunificare familiară nu erau rude reale cu solicitantul sau persoana care primise azil în Statele Unite ale Americii, sponsorul în situația respectivă. Da. Aceeași situație s-a întâmplat și în Europa, iar la nivel european, Finlanda a fost prima țară care la începutul anilor 2000 a introdus aceste teste. Europa a introdus testele pentru a sprijini procedura de reunificare familială în momentul în care în țările de origine nu se puteau obține documente din care să rezulte practic această afiliere. În momentul familială. În care nu puteai justifica prin documente, exact, poate relații de rudenie, intrai sub această incidență a nevoii testului ADN. Problema somalezilor a fost și rămâne în continuare, practic, și Austria a luat această măsură datorită numărul mare de somalezi care solicită reunificare familială. Eu personal, întâlnind grupuri de somalezi în România, solicitanți de azil, am constatat că este ușor de văzut că anumiți copii care sunt declarați ca fiind copiii unei familii nu au comportamentul normal sau nu există o relație cu anumiți membri ai familiei. Deci rezultă riscul traficului de persoane, practic, și traficului de copii în Europa. Măsura lor fiind ilegală, deficientă? Măsura... Își produce efectele? Măsura, da, și-a produs efecte în destul de multe țări ale lumii, așa cum spuneam, în Statele Unite ale Americii, dar și în Australia și Noua Zeelandă a implementat aceste măsuri cu înainte de anii 2000. După 2000, statele europene nordice au fost cele care au impus pentru prima dată această măsură. De obicei, statele care oferă sisteme sociale facile sunt statele care s-au confruntat întotdeauna cu un val mare de migrație. Așa cum menționam, țările nordice, practic Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, au fost printre primele state europene care au introdus acest test. Tocmai pentru a interzice cumva sau a oferi aceste beneficii pe care le oferă legislația internațională și legislația europeană persoanelor care sunt cu adevărat membri ai familiei respective. Poate părea la suprafață un contrast să vorbești despre teste ADN, despre reguli mai aspre, dar la pachet să înțelegi că prin asta ai putea proteja grupuri vulnerabile. Se mai întâmplă asta? Depinde foarte mult cum este aplicată această măsură. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, în perioada conservatoare, măsura aceasta a fost aplicată uneori abuziv. Și sunt anumite situații în care persoane, deși făceau parte din familia socială, în urma testului ADN au fost returnate în țările de origine. De exemplu, a fost o situație în care tatăl s-a comportat ca tată, părinții lui au fost întotdeauna bunici pentru copilul respectiv, însă surpriza a fost că, în urma testului ADN, copilul, de fapt, să nu fie copilul său biologic. Într-un astfel de context, se ia în vedere situația familiei din punct de vedere social și politic, adică el întotdeauna s-a comportat ca un tată, iar familia sa s-a comportat ca fiind parte a familiei copilului respectiv, prin urmare, Statele Unite ale Americii trebuiau să țină cont de acest lucru.
Testele ADN însă au arătat că nu era tatăl biologic al copilului, da. Prin urmare el a fost returnat în țara de origine. Acum, dacă ne întoarcem cu privirea către Austria, o țară conservatoare, cu un cancelar drastic după unii, și de aici curiozitatea cum și cât de eficient sau dacă se vor naște abuzuri în cazul acestor teste ADN. Ceea ce am constatat este că atunci când avem o politică antimigraționistă în anumite țări, aceste teste ADN sunt folosite nu întotdeauna pentru a avantaja politicile migraționiste și pentru a proteja drepturile persoanelor respective, ci pentru a limita accesul persoanelor respective pe teritoriul statului în cauză. Unde e România în acest tablou, doamna Tăbușcă? Dacă ne referim la politici publice, eficiente sau anemice? România, deși este țara care are un număr destul de mare de migranți și refugiați, aceste persoane sunt în general în tranzit, nu rămân în România. Și dacă revin la grupurile asiatice și africane, în special la grupurile de somalezi, așa cum menționam, sunt situații în care, deși ar trebui să identificăm probleme în fluxul migraționist, de multe ori nu le vedem și lăsăm practic să meargă mai departe. Știu că întreb un expert în prevenirea traficului de persoane. Cum stăm cu granițele noastre? În tot această perspectivă a Schengenului vreodată, integrală. Teoretic, România stă foarte bine. În practică, însă, am demonstrat că nu avem capacitatea de a avea un control foarte bun la frontierele României. Iar cauza de la Maramureș, practic, care a generat blocarea României de către Austria, îmi arată faptul că migrația și criminalitatea transfrontalieră merge mai departe de politica de frontieră. Pentru că eu nu pot să îmi imaginez că am avut 36.000 de migranți africani și asiatici vizibil, care erau în comunități mici, câteva mii de persoane, iar comunitatea respectivă nu și-a ridicat niciodată problema sau autoritățile sau chiar structurile de securitate ale țării. Înțeleg. Nu și-au ridicat niciodată problema de ce am un flux atât de mare de migranți care dispar din localități mici din Maramureș la granița externă a României. Asta înseamnă concluziv și foarte scurt, ne îndreptăm către riscul de creștere a criminalității? Este clar că va crește criminalitatea organizată în România. Din păcate, ceea ce eu observ este că autoritățile din România nu conștientizează acest lucru. Practic, România este cea mai facilă graniță terestră a spațiului Schengen, dacă vom deveni parte a spațiului Schengen, având vulnerabilități foarte mari, precum Delta Dunării. Delta Dunării este foarte greu de controlat și deja în acest moment este un risc de trafic transfrontalier și criminalitate transfrontalieră. Grupările de criminalitate organizată transfrontaliere vor fi foarte interesate să dețină o legătură cu România, astfel încât să poată să lucreze în această zonă a spațiului Schengen, care va deveni cea mai mare piață economică a lumii, odată ce România și Bulgaria vor deveni parte. Iar noi nu avem de făcut decât să stăm cu ochii pe... Tot vorbeam de politicile publice ale guvernului. Silvia Tăbușcă, expert în prevenirea traficului de persoane. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Și mulțumesc foarte mult. România are a treia cea mai mică speranță de viață la nivelul Uniunii Europene. Cel puțin asta arată cele mai noi date publicate de Eurostat. La polul opus, Spania, cu o speranță de viață peste media Uniunii. Specialiștii susțin că românii trăiesc mai puțin decât alți europeni din cauza stilului de viață și al sărăciei. Speranța de viață în România este de 76 de ani și 6 luni, o vârstă care ne clasează pe ultimele locuri la nivel european. România este urmată în acest top doar de Letonia și de Bulgaria. Eu cred că trăim în continuare bine, avem o speranță de viață bună. Vedeți și noastră, încă mediul prosperă, mă refer la natură, la... Într-adevăr, în București s-ar putea îmbunătăți chestiile, dar... Cum s-ar îmbunătăți? Cu parcuri de genul.
Da, și metode antipoluare cu mașini nepoluante. Ce credeți că influențează? Nivelul de trai. Cred că nu, încă nu putem să ne comparăm cu Occidentul. Dar ce pot să spun? Încă avem un nivel de sărăcie destul de mare. Românul de rând încă nu își permite să aibă miel la masa de Paște. Ce credeți că, nu știu, ne face să trăim mai puțin? Păi, eu știu, poate alcoolul, poate stresul. La noi viața e mai grea, mai multă muncă și nu prea știu românii să se cruțe. Experții susțin că media scăzută de viață din România este influențată în cea mai mare parte de condițiile de trai. Deși este o țară binecuvântată cu toate anotimpurile și formele naturii, azi în România, mai ales în orașele aglomerate, se consumă prea mult praf, chimice, gudron, zgomote perturbatoare, poluare, frecvențe electromagnetice și neavând contact constant cu pământul de sub picioarele lui, omul devine semiletargic în eforturile sau în puterile sale, iar viața lui începe încet și sigur să fie din ce în ce mai îngrijorătoare și oboseala apare. Ei bine, în acest context este mai ușor să ne plângem decât să căutăm soluțiile și practicile și disciplina recuperării necesității dorinței de a ne prelungi nouă viața. În ciuda speranței scăzute de viață, România a înregistrat totuși o creștere potrivit datelor Eurostat. Cea mai mare creștere a speranței de viață între 2019 și 2023 s-a înregistrat în România. Vorbim mai exact de un an. Urmează apoi Lituania, Luxemburg, Malta și Bulgaria, cu o creștere de 7 luni fiecare. Din datele adunate de Eurostat în 2023, în comparație cu cele din 2019, reiese că speranța de viață a crescut în 18 țări, în timp ce în Spania s-a menținut stabilă la 84 de ani. Ne apropiem de perioada când încep festivalurile de teatru, de film, de muzică. Programul e, cum altfel, dacă nu încărcat în următoarele luni, așa că trebuie să vă organizați din timp. Noi vă facem câteva sugestii de evenimente din iunie până în septembrie. Iunie până în septembrie este perioada festivalurilor. În România, la Cluj-Napoca, între 14 și 24 iunie, are loc a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. În aceeași perioadă, la Sibiu, începe Festivalul Internațional de Teatru. Evenimentul se desfășoară între 21 și 30 iunie. Anul acesta, tema ediției este prietenie, iar printre invitații speciali se numără John Malkovich, Izabela Gianni și Mihail Barășnikov. Începutul verii înseamnă și perioada marilor festivaluri de muzică, fie că vorbim despre cele autohtone sau despre evenimente faimoase cu tradiție din Europa. Unul dintre cele mai longevive festivaluri de muzică din Europa este Rock Werchter din Belgia. Prima ediție a avut loc în anul 1976. Anul acesta evenimentul are loc între 4 și 7 iulie. It was years ago, but I've been to the Sziget Festival in Budapest or the Fusion Festival, which is in the east of Germany, happening in June every year. What's magic about these huge festivals? What do you like about them? I'm usually not a fan of people gathering that much or in that quantity. I'm always fascinated by the organization and by how to control the masses actually and where to find like quiet spots. Summerwell Beach, please, Antold nu am ajuns încă. Și cele concerte mai mici aici în București. Aștept și eu Coldplay, o să lucrez la Coldplay. Și eu aștept Coldplay, da, și Ed Sheeran. Nu am fost la festival aici, în România încă. Dar unde anume în lume? În Dominicana, yes. Cum arată un festival de muzică în Republica Dominicană? Wow, la playa e ceva foarte, foarte frumos. Anul acesta Electric Castle are loc în perioada 17-21 iulie. Printre trupele confirmate la această ediție, Massive Attack, Queens of the Stone Age și Paolo Nutini.
La Cluj-Napoca, între 8 și 11 august, la Untold, unul dintre cei mai așteptați artiști care vor urca pe scenă este Lenny Kravitz. Iubitorii de film, dar și de natură, pot merge în Delta, la Sfântul Gheorghe, la ediția cu numărul 21 a festivalului de film Anonimul, care va avea loc între 12 și 18 august. La Cluj-Napoca, la sfârșit de august, timp de 3 zile până pe 1 septembrie, va avea loc Jazz in the Park. Anul acesta, printre invitații speciali, va fi trupa britanică Simande. Un papagal din Castel Cereto, o mică localitate italiană, a fost mutat de poliție dintr-un bar într-o grădină, după ce autoritățile au primit o sesizare cu privire la starea de sănătate a păsării. Reclamantul acuza faptul că papagalul e stresat de zgomotul din bar și fumează pasiv. Polițiștii au început o investigație și între timp au mutat păsărea într-un loc mai ferit. Dar acum apare altă problemă. Patronul e îngrijorat că papagalul său, Gino, va intra în depresie pentru că a fost scos din mediul său. Păsărea e mascota barului din 2018 și foarte iubită de clienți. Continuăm informațiile de la Fix aici în platoul Euronews România.